dragilor, ce mai faceți? Bine ați venit la un nou episod. De data aceasta un episod ceva mai special și primul de acest gen. Am primit un colețel, un cadouaș de la draga mea Otilia de la Cofărul Parfum. Este primul colețel pe care îl primesc de la o persoană de pe YouTube. Îți mulțumesc tare, tare mult. Sau nici nu știu cum să reacționez, sinceră să fiu. Da, nu mă așteptam la acest gest. Și chiar îți mulțumesc că ai dat startul. Am așa un colețel. Înainte de a începe toate chestiile astea, țin să zic că chiar mi-aș dori să ne cunoaștem la un moment dat și face-to-face. Cred că ne-am împrietenit destul de bine. Ne-am înțelege destul de bine. Deci, da, aveam venit la serviciu, de asta încă să... Nu știu cum zic, extenuat așa puțin, dar m-am aranjat așa doar puțin ca să nu apar în fața voastră chiar ca ultimul om. Hai să-l redesfacem. Da, ce mi-a plăcut acest mesaj, nu culcați și nu trântiți coletul. Deci da, se pare că cei cu la firma de curierat probabil te-au ascultat. Da, bă, ce drăguță s-a ambalat, deci individual așa fiecare. Ok. Am și un bilețel aici, ok, deci, ok, deci să le porți, să le folosești cu drag. Mă bucur că ne cunoaștem chiar și numai online, sper să ne și vedem live la un moment dat. Fix ce spuneam și eu adineauri, deci gândim la fel. Nu credeam că aici pe YouTube o să ajung să-mi fac și prieteni. Pentru mine e o mare realizare și acest lucru și îți mulțumesc pentru asta. Începem, extragem aici. Ok. Oh, da. Ok, oh my god! Din câte știu, sunt și câteva decanturi cu parfumele pe care le pot testa. Și alte chestii. Oh my god, este... Balsamuri de buze, luciuri, rujuri. Oh my god! Oh god. Când mă entuziasmez prea tare, mă dor aici capul. Otilia, măi, fată, băi, ce tare, ce mișto, de la Maybelline New York, Color Sensational, Luscious Lip Gloss, am așa două, uu! Deci sunt două, oh my god, facem și un swatch, băi, deci eu le ador pe astea. Mamă, și are și o consistență mișto, nu știu dacă o vedeți, că are și o culoare foarte interesantă. Bate puțin spre roz, așa. Mm. Și are un ușor miros de ciocolată, așa, puțin, puțin. Am două. Sunt curioasă dacă sunt și pentru sora mea sau doar pentru mine. Oh my god! Doamne, super, super. Și încă două. Tot Color Sensational. Doar că sunt un fel de peach, această nuanță mai persicie, așa. My god, superbă. Vai, doamne, ce bine miroase a portocală! Vai, Oti, thank you! Vai! Și bine, e un transparent, dar nu se vede la voi, din păcate. E un transparent lucios, cu ușoare tente portocalii, rozalii de vară. My god! Thank you. Altceva? Ah, sunt două, hai. Luăm așa. Nu m-am uitat să văd ce este. Super bine împachetate, capse. Super. Încă două. Oh my god. Deci, încă două luciuri de buze. Liquid Lips Lip Shine. New York Color. Vai, ce nuanțe frumoase! Oh my god! Nuanța 588, Big Apple Spice. Satisfying. Oh, vai, deci uitați-vă puțin ce nuanță superbă. Mamă, și-mi place, oh, dar și pensul e super flexibil și faină. Ia. Yeah. Oh
Oh my god. Băi, dar cât e de mișto. Vai, dar ce frumos miroase și asta. Oh my god. E așa de dulce, îți vine să mănânci. Oh my god, și ăsta are tot felul de sclipiriciuri pe interior. Și reflexii, oh my god, deci în soare, în bătaia soarelui, cred că o să fie superbe. Doamne, Otilia, cum m-ai nimerit tu pe mine? Mamă, și au o formă așa ușor plată, așa, deci nu e chiar cilindrică. E superb. Doamne, superb. Hai, extrage-o. Da, am o cutiuță. Oh, de la Oriflame. O apă de parfum, o apă de toaletă, ediție de poșetă, Eclat Femme Weekend. Mă înșel, pe ăsta nu l-am avut niciodată full size. Îl comandase altcineva. Da. Yeah. Tipi, am fost la Oriflame. Am avut crema de corp de la ăsta, dar parfumul nu cred că l-am avut niciodată. Și da, e un fresh. Da, mi-l amintesc acum. Un fresh așa de pudrat, ușor pudrat de vară. Superb. Da, v-am zis, am avut crema de corp și da, mi-am amintit, kind of. Chiu. Ce mai extragem? Parfumele! Surpriză! Oh my god! Ok! Deci nu cred! Oh my god! Deci că tu voiam să încerc parfumul ăsta, doar că într-adevăr e destul de scumpicel. Bet Zoologist extract de parfum. Deci, oh my god! Otilia, cum te-a lăsat sufletelul! Oh my god! Știu că ziceai că ar mirosi ceva, nu știu, flori de mucegai, praf, ceva. Măi, dar nu-i la ce mă așteptam. Deci mă așteptam la cu totul altceva, ceva mai... Băi, superb! Oh my god! Într-adevăr, mă izbit așa puțin unez de praf. De... Băi, dar nu știu, îmi place. Are acel ceva ușor pudrat, parcă. Mamă! Băi, deci e mult mai superb decât m-aș fi așteptat. Doamne, deci... Măi, fată, nu știu cum te-a lăsat sufletelul. Băi, dar chiar mișto. Nu știu de ce m-a dus cu gândul puțin și la pâine coaptă. Nu știu, așa proaspăt scoasă din cuptor. A fost primul iz, așa. Vai, mamă. Doamne, deci o să-l țin cu prețul vieții. Nu cred că o să-l consum. Deci, oh my god, thank you. The Serpent. Oh my god. Denumirea asta, Serpent. Nu știu, v-ați uitat la serialul Riverdale, sorna e obsedată de serialul ăla. Și automat m-am uitat și eu. Și era o bandă de motocicliști, Southside Serpents. Oh, vai, mamă. Îmi pare puțin cunoscut, dar... Mamă, deci ce miroase bomboane! Superb! Doamne, thank you! Da. Absolut minunat. Pa, pa! Let's see! Ok. Tot de la New York Colors. Color, pardon. Eye Dust, Shimmering Brush On. Oh my god, văd cât e de fain! Deci, cred că, nu știu dacă am văzut vreodată sau am văzut acum câțiva ani. De atunci nu știu dacă am mai văzut sau... Oh my god, cât e de superb! Și e și un, nu știu, albastru, turcoaz, gri. Ce tare! Băi, ce mișto! Ia! My god! Sclipicios! Deci e acesta de aici. Deci, oh my god! Și cum îmi plac fardurile sclipicioase.
Ăsta e mănușul, deci ar fi potrivit exact pentru zona de highlighter sau pe colțul interior al ochiului și aici la arcadă. Deci, oh my god, superb cum strălucește ca și highlighter. Vai, baby blue. Și blue e culoarea mea preferată. Superb. Thank you. Două. Oti. Doamne, de ce încă miros ăsta de la zoologist? Nu știu, mă învălui așa ceva. E ceva misterios. E... Nu pot explica. Mami, genial. Și asta, The Serpent, oh my god. Și încă unul. Bam. Încă trei canturi. Oh my god. Oh my god, nu cred! La Giovanni Lorenzi, Lumin. Deci nu cred, Otilia. Sunt acele parfumele care ar fi după Terenții sau ceva de genul, ar fi niște replici. Tocmai ce-a făcut un clip despre asta și l-am urmărit. Băi, ăsta a curs puțin, dar nu e nicio problemă. Măi, ăsta e oare floral, că chiar nu mai țin minte. Ușor pudrat. Doamne, cât e de fain! Doamne, superb! Nu e nici prea puternic, nici... E genial! Acesta este Caesar, tot la Giovanni Terenzi, Lorenzi, scuze. Să vedem unde îl mai testăm și pe ăsta. Un pufuleț așa ca să mai țin eu. Vai, mamă, ăsta e dulce, mai puternic, e puțin mai elegant. My god. Deși îmi pare puțin cunoscut, are acel ceva cunoscut. Ceva oriental. Un sex, cred. My god, deci toamne, nu pot să cred. Oh god. Da, îmi cer scuze, chiar super, super entuziasmată. Și Siena, Eau de Parfum. Tot la Giovanni Lorenzi. My god. Hai, vedem unde îl pulverizăm și pe ăsta. Miros de spital, așa puțin? Spitaliș, cum mai zic eu. Wow, așteptăm puțin să așez. Băi, dar ce fain e și ăsta. Oh my god! Mă duce cu gândul la Baccarat Rouge? La ceva mai puternic? Mamă, băi, superbe! Mamă, la câte parfumuri am pe mine acum! Doamne, ziceți, minunate toate! Dacă ar fi după mine, le-aș cumpăra pe toate în full size. Nu, deci da, ăsta mă duc gândul la Baccarat Rouge, chiar nu mai țin minte, mai specificat atunci. Deci trebuie să reurmăresc episodul. Oh my god. Le ador. Oh my god, mai avem. Mai avem. La L'Oréal Paris. Deci nu am avut niciodată un luciu de buze balsam de la L'Oréal. Glam Shine 6 hours. My god, două nuanțe. Băi, e superb. Deci nu ai
Cum, frate? Uite-lea că... Mamă, au sclipiciuri și reflexii. Vai! Să vedem unde îl mai testăm. Asta miroase drăguț. Mamă, ce pensulă fain are. Ia să vedem unde îi mai facem swatch. Mamă, deci... N-ai cum. Doamne, toate sclipicioase. My God, Oti, thank you. Bă, și ăsta este un... Nu știu dacă îi pot spune un coral. Portocaliu, roz, tot pe acolo, da, e un fel de... My God, superb. Yeah. Mamă, deci n-am cum să aleg care să-mi placă mai mult, care deci toate sunt absolut minunate, sunt superbe. My God. Deci... Mamă, Otilia. Oh my God. Ai văd aici un spray ceva? I love. Cherry Almond Sparkle. Refreshing Body Spritzer. Cherry Almond. Cireșii și migdale. My God. Ia să vedem, să vedem. Vai, mamă, ce bine miroase. M-ai nimerit. Doamne. Și are un miros așa de cookies, nu știu, de fursecuri, de... cu cireșe și migdale. Da, deci miroase... A biscuiți fursecuri. Doamne, deci n-ai cum. Deci acesta... Băi, superb. I love. Doamne, superb. Deci eu nu am mai auzit de acesta până acum. Nu l-am mai văzut nicăieri. Doamne, deci te ador, Oti. Te ador. Mi-aduci produse de care n-am auzit în viața mea. Deci, superb, superb. Crăionașii! Yeah. Oh my God! Take Me Out liner. Geisha. Da, e 1-1-6 nuanța. Băi, dar stai că nu știu cum vine. Deci, e foarte interesant că aici e așa și aici așa. Interesant, deci așa este o nuanță violet. Place maxim. Hai să vedem unde facem. Oh my God, ce miștoi, superb, și îmi place cum se aplică, măi, dar ce formă interesantă are, doamne, deci eu n-am mai văzut cât creion de genul, de la Hard Candy, o să trebuiască să caut și eu această firmă să văd despre ce este vorba, deci n-ai cum, uite-alea că ce, păi, mistic. Genial. Oh my God. Iarăși două. Cu două capete. Tot la New York Color. Tot You've Got the Power. 883 nuanța. Nu știu cât se vede. Băi, deci ăsta care e replică, cred că e după Baccarat Rouge. Mamă, e superb. Îl simt peste tot. Hai să vedem și astea. Oh my God, și un bleu de ăsta metalizat. Vai, mamă. Deci cât e de mișto. Și aici avem un negru. Mamă, deci cremos, e așa, e ușor de aplicat. Deci nu, n-ai cum, doamne, deci... Două chestiuțe albe. Ok, Sinful Colors Nail Polish Corector. Mamă, deci nu-mi zic că sunt de alea de șters o jancaiozul în care te dai pe lângă. Ba da. Îți scoace tonul, dacă nu mă înșel. Deci în cazul în care dai oja pe lângă, mai vii cu chestiuța asta și corectez. Oh my God, Oti, deci nu am avut în viața mea chestii de genul. Și la fel am două. Deci nail corrector pen. Unul
creion pix de corectat, nu știu cum să zic. Doamne, unde l-ai găsit? Eu nu găsesc așa ceva aici. Sau n-am căutat cum trebuie. Doamne, păi mai avem? Ultimul. Oh my god, ce tare sclipirici! Vai, cât de frumos strălucește! La Revlon Nail Art Sun Candy. Deci, pentru unghiuțe. Oh my god! Are beluță pe interior, dar nu știu dacă aveți cum să o vedeți. Ia uitați! Probabil să ajută când îți bați. Ok, are doi pași. Asta este pasul 1. Deci, pasul 1, culoarea, și pasul 2, bine, probabil e opțional, dar dacă vrei, pui și sclipiriciu. My God! Nu, no, deci n-ai cum. Deci, superb. Și ultimul, de la L'Oréal Paris. Tot... Pasul 1, pasul 2. Cred că este tot pentru unghiuțe. Ah, ăsta e așa. Deci tot pasul 1. Este așa un portocaliu foarte drăguț. Pasul 2, la fel, acest lac, nu știu cum să zic, un fel de finish. Doamne. Doamne, superb! Deci n-am avut, în viața mea n-am avut chestiile astea. Doamne, poti, deci îți mulțumesc tare, tare mult. Deci chiar nu știu cum să, nu știu ce să mai zic, nu știu cum să mai reacționez. Chiar nu mă așteptam la atât de multe și în cantitate dublă, ca să zic așa. Of, doamne, deci, eu, nu știu, e ciudat pentru mine, având în vedere că e prima persoană de aici pe YouTube care a făcut acest lucru și... Nu știu, te face parcă simți ceva mai apreciat, uneori mai mult decât o fac ceilalți. Adică stai și te gândești că totuși, băi, nu ești degeaba și totuși faci ceva bun. Și da, doamne, deci, uite, nu știu, măi, fată, îți mulțumesc tare, tare mult. Cred că o să-ți mulțumesc non-stop. Doamne, cât despre parfumele, absolut toate sunt minunate, sunt, zic așa... Dar n-aș ști. Deci chiar nu am idei pe care aș putea să mi-l cumpăr în full size. Deci sunt absolut minunate toate. Cu timpul poate o să reușesc să le cumpăr pe toate. M-am repetat. Deci treptat o să iau așa câte unul. Și da, o să trebuiască să le am și eu în colecția mea pentru că sunt absolut superbe. Da. Cu cel de la zoologist cred că o să fie ceva mai greluț, dar o să-mi fac și eu pofta asta și nebunia pe viitor. Deci îți mulțumesc tare mult că mi-ai dat ocazia să le testez și eu. Și da, chiar nu știu ce să mai zic, crede-mă că sunt foarte emoționată acum și... Da. Oh my god, deci... Scuze, mă bălbăi, nu mai știu ce să mai zic. Anyway, da. Thank you, îți mulțumesc tare, tare mult, au ajuns întregi, au ajuns cu bine și da, vorbim, măi, fată, discutăm ca de obicei și da, cam atât cu acest clip. Da. Mulțumesc dacă ați rămas până la final și ne vedem cu următoarele. Eu sunt Oana, v-am pupat!